Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Preasfințite Petru, preacucernice părinte vicar general Egidiu, cucernice părinte paroh Paul Budău, sfințiile voastre, iubiți părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși din catedrală și cei de afară, și toți cei care sunteți în comuniune cu noi prin intermediul Hercis Media și Hercis FM. După ce astăzi, în cursul dimineții, am celebrat cu preoții din dieceza de Iași, care surprinzător au umplut catedrala noastră, liturghia Crismei, acum, seara, deschidem cu liturghia Cinei Domnului, așa numitul Triduum Pascal. Trei zile, cele mai sfinte din timpul anului, Joia Sfântă, Vinerea Sfântă și Sâmbăta Sfântă. În aceste zile, Fiul lui Dumnezeu făcut om, Domnul nostru Iisus Hristos, am făptuit misterul mântuirii noastre, misterul pascal, pe care îl proclamăm în tot timpul anului, la fiecare sfântă liturghie. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. La cina de taină, în Joia Sfântă, pe care noi, catolicii de rit latin, o celebrăm acum, Iisus a înființat Sfânta Euharistie, care este inima vie a Bisericii. Sfânta Preoție, care să perpetueze Euharistia până la sfârșitul viacurilor și a decretat cea mai mare poruncă din lege, legea iubirii, care să-i țină pe oameni uniți ca într-o familie, familia copiilor lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Iisus pentru aceste trei daruri minunate și ne dispunem acum sufletește pentru a lua parte cu mare folos sufletesc la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Să luăm parte la cina preasfântă, în care Fiul Tău, unul născut, înainte de a se da pe sine la moarte, a încredințat bisericii sale jertfa nouă a legământului veșnic, ospățul iubirii sale. Dă-ne, te rugăm, harul ca din acest mister atât de mare să sorbim plinătatea iubirii și a vieții. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Exodului.
În zilele acelea, Domnul le-a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta să fie pentru voi începutul lunilor, ea să fie pentru voi întâia între lunile anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel: în ziua a 10-a a lunii acesteia, fiecare să ia un animal din turmă pentru fiecare casă părintească, un animal din turmă pentru fiecare casă. Iar dacă o familie este prea mică pentru un miel, să-l ia împreună cu vecinul cel mai de aproape de casă, după numărul sufletelor, fiecare să socotiți cât sunt de tribuință, ca să mănânce un miel. Animalul din turmă să vă fie cu sur de parte bărbătească de un an, să-l luați fie dintre miei, fie dintre capre. Să-l păstrați până în ziua 14 a lunii acesteia și toată adunarea comunității lui Israel să-l înjunghie spre seară. Să ia din sânge și să pună pe amândoi ușorii ușii și pe pragul de sus al caselor în care îl vor mânca. Să mănânce carnea noaptea aceea, să o mănânce friptă la foc cu azime și ierburi amare. Să-l mâncați așa, să aveți mijlocul încins, sandale în picioare și toiagul în mână, să-l mâncați în grabă, este Paștele Domnului. Eu voi trece prin țara Egiptului în noaptea aceea și voi lovi pe tot întâiul născut din țara Egiptului, de la om până la animale, voi face judecată împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului, eu sunt Domnul. Sângele vă va fi semn pe casele în care veți fi voi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Nu va fi între voi nicio rană nimicitoare atunci când voi lovi țara Egiptului. Această zi să vă fie memorial și să o celebrați ca o sărbătoare a Domnului, din generație în generațiile voastre, ca hotărâre veșnică să o celebrați. Cuvântul Domnului. Din potirul binecuvântat ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. Din potirul binecuvântat ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Lucru de preț este în fața Domnului moartea credincioșilor săi. Eu sunt slujitorul tău și fiul slujitoarei tale, tu ai desfăcut legăturile mele. Îți voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului. Voi împlini voturile făcute Domnului de față cu tot poporul său. Din potirul binecuvântat ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis, că Domnul Iisus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu, cel care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea, căci ori de câte ori ați mâncat din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni. Cuvântul Domnului. Hristos!
dau o poruncă nouă, spune Domnul, să vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit pe voi. Să fie cu voi. Și cu Dumnezeu. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Iisus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu merge, s-a ridicat de la cină și a pus hainele deoparte și, luând un ștergar, s-a încins. Apoi a turnat apă într-un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Acesta i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Iisus a răspuns și i-a zis: Ceea ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru i-a spus: Nu-mi vei spăla picioarele în veci. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a spus: Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine a făcut baie nu are nevoie să-și spele decât picioarele, căci este curat în întregime. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci îl știa pe cel care avea să-l trădeze, de aceea a spus: Nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a spus: Înțelegeți ce am făcut pentru voi? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine spuneți, pentru că sunt. Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. Cuvântul Domnului. Preasfințite Iosif, preasfințite Petru, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, este ora ultimei cine. Iisus, în seara vieții sale pământești, îi convoacă pe cei 12 apostoli în camera de la etaj pentru a sărbători Paștele, memorialul ieșirii din Egipt. Îți vei aminti că ai fost sclav în Egipt și că Domnul Dumnezeu te-a scos cu mână puternică,
cu braț întins. Evenimentul istoric devine o realitate care este în permanență actualizată de-a lungul veacurilor. La sărbătoarea Paștelui, evreii serveau masa în picioare, în haine de călătorie, pentru a ajunge în țara în care vor locui în libertate și pace, în ținutul sperat de mult. Dar dincolo de această comemorare pascală, în mod cu totul inedit, știind că a venit ceasul pentru el să treacă din această lume la Tatăl său, Iisus, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. Așa începe fragmentul din Evanghelia după Sfântul Ioan, care tocmai a fost proclamat. Cel care este Domn a asumat condiția de slujitor pentru a-și dovedi iubirea sa în mod continuu. Și a iubit total, până la sfârșit, în ciuda anxietății ucenicilor, a fricilor lor, a nesiguranței lor, a orei descoperirii slăbiciunilor și greșelilor, a trădărilor și denunțurilor. Această iubire dumnezeiască este pecetluită de Hristos prin trei mari daruri pe care ni le încredințează: Euharistia, preoția și porunca iubirii. Euharistia este gestul pe care îl săvârșește Iisus la cina cea de taină, frângând pâinea și binecuvântând-o împreună cu vinul. Este suprema acțiune simbolică și profetică a mântuirii. La cina pascală are loc anticiparea morții și învierii sale, care se va petrece în realitate, ca eveniment mântuitor pentru noi toți. Pentru evanghelistul Ioan, evenimentul Euharistiei este jertfa reală, deplină și definitivă a lui Hristos pe cruce. La această jertfă eveniment participă întreaga Sfântă Treime. Dumnezeu Tatăl nu privește impasibil din înaltul cerului în timp ce Fiul moare pe cruce, dar Tatăl, plin de milostivire față de oamenii păcătoși, primește jertfa Fiului pentru a aduna astfel pe toți fiii risipiți. Dumnezeu rămâne pururi, Dumnezeu care vrea milostivire și nu jertfă, cum spune profetul Ozea. Tocmai de aceea jertfa Fiului i-a fost plăcută lui Dumnezeu, pentru că prin aceasta i-a îngăduit să-și arate milostivirea față de întreaga omenire. Iubiți credincioși, și noi avem nevoie de milostivirea Domnului. Și noi trecem prin situații dificile, nereușite, neînțelegeri, boală, nedreptate, oboseala muncii, povara datoriilor zilnice. Dar iată, ne amintim din nou astăzi că suntem chemați să transformăm sacrificiile în evenimente mântuitoare. Putem aduce toate aceste sacrificii zilnice ca jertfă, ca ofertă spirituală în Hristos. Este bine să ne reamintim că la cina Domnului, la Euharistie, participăm și noi în timpul celebrării Sfintei Liturghii. Noi nu am fost prezenți fizic când s-a construit casa Euharistiei, în sala de la etaj, împreună cu Hristos și cu apostolii Lui. Dar suntem cei care locuim în această casă a Euharistiei. Sau mai bine spus, Euharistia locuiește în sufletele noastre purificate de păcat. Nu eram alături de apostol la jertfa istorică de pe Calvar, dar suntem prezenți în jertfa Sfintei Liturghii. Suntem prezenți în celebrarea sacramentului. În Sfânta Euharistie, noi devenim contemporani cu evenimentul. Sacramentul Euharistiei aduce în viața noastră o noutate, un suflu nou al Harului. Liturghia face ca trecutul să nu fie uitat, dar să devină un veșnic acum. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni în slavă. Sacramentul Euharistiei face apoi din cel care îl primește un om plin de iubire, consumat de iubire practicată, consumat de fraternitate, pasionat de dreptate, producător neobosit de pace, de armonie,
de bucurie senină. Creștinul care conlucrează cu sacramentul Euharistiei este experimentat în iertare, în a da și a primi iertare. Omul pătruns de Euharistie devine rodat, antrenat în practicarea adevărului, bunătății, respectului, fraternității. Toate aceste roade se coc la focul Euharistiei. Putem avea tot aurul din lume, popularitatea toată, puterea, succesul, tot ce ne dorim și ne putem imagina. Dar dacă nu suntem iubiți, pur și simplu pentru ceea ce suntem, și dacă nu iubim pe ceilalți până la punctul de a ne sacrifica pentru ei, cum vom putea experimenta cu adevărat profunzimea acestui mare dar al iubirii? Preoția este al doilea dar pe care îl contemplăm astăzi. Hristos ne-a oferit sacramentul preoției ca multiplicare sacramentală în timp și spațiu a propriei sale iubiri milostive. Preoția este calea pe care Dumnezeu a ales-o pentru a fi prezent în viața noastră ca învățător, ca tată și ca îndrumător, fără să ne invadeze. El își trimite harul prin preoți, oameni din carne și sânge, călăuzitori spre împărăția veșnică. Se încredințează unor persoane fragile. Se coboară El însuși la nivelul nostru, astfel încât să ne poată ridica la nivelul Lui, la demnitatea de fii ai Săi. Cu o zi înainte de mormântarea Papei Ioan Paul al II-lea, Roma era invadată de o mulțime estimată cam la 5 milioane de pelerini. Orașul s-a străduit să găzduiască un număr atât de mare. Mii și mii au petrecut noaptea pe străzi. Și oriunde erau oameni în oraș, pe tot parcursul nopții, preoții puteau fi văzuți ascultând mărturisiri în confesionale improvizate, cu semne distinctive pentru a indica limbile pe care le vorbeau. Toată noaptea, Dumnezeu și-a dovedit dragostea, răspândind delicat lumina milostivirii sale prin sacramentul pocăinței. A doua zi dimineața, unul dintre acești preoți a fost intervievat de un reporter. Preotul era vizibil obosit, flămând, nebărbierit, dar ochii scânteiau de bucurie. Reporterul îl întreabă ce făcuse toată noaptea. Am auzit mărturisiri pe străzile Romei, a răspuns el. Bătrâni? Se întreabă jurnalistul. Unii bătrâni, dar majoritatea tineri, răspunde preotul. Jurnalistul îl întreabă atunci, se știe că tinerii l-au iubit pe Ioan Paul al II-lea pentru că era o celebritate, dar de ce vor să meargă la spovadă? Nu doresc să schimbe învățăturile bisericii despre păcat? Preotul zâmbește și îi spune, ceea ce doresc ei este tocmai să se schimbe pe ei înșiși. Iar Ioan Paul al II-lea le-a amintit că prin harul lui Dumnezeu sunt capabili de această schimbare. De aceea au venit să-și mărturisească păcatele. Acesta este darul pe care Hristos ni l-a lăsat în sacramentul hirotonirii sacre. Iar creștinii simt nevoia preotului ca însoțitor spiritual, sacramental, pe tot parcursul atât de variat și de imprevizibil al vieții lor. Darul preoției este semnul vizibil că Dumnezeu ne iubește și că ne provoacă și pe noi la un răspuns tot de iubire. Un al treilea dar pe care îl contemplăm în această seară este porunca iubirii. La cina tainică, Iisus nu ne lasă doar o poruncă transmisă prin viu grai și pusă apoi în scris, dar practică El însuși prin slujire această iubire.
Aici e cazul să recunoaștem că deseori devenim și noi la fel de derutați și intrigați ca și Petru. A cere atitudine iubitoare, El, Dumnezeu, care este iubire, înțelegem. Dar ca să spele Iisus picioarele apostolilor săi, știm poate că picioarele fac obiectul unei îngrijiri constante din partea infanteristului, a soldatului din armată, care are mult de mărșăluit. Nu ar fi de mirare, poate, atunci că Iisus spală picioarele celor care sunt meniți să fie umblătorii lui Dumnezeu, trimișii, misionarii lui, apostolii, preoții. Să nu uităm însă că, făcând acest gest de umilință, Iisus le amintește: v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. Totuși ne mai vine în minte o întrebare în continuare. Dar creștinii, nu preoții, nu clericii, nu persoanele consacrate, se înscriu și ei oare în rândul celor care să fie spălați pe picioare de Iisus? Papa Francisc ne dă un răspuns spunând că misiunea de a fi mărturisitorii lui Iisus este valabilă și pentru fiecare creștin, pentru fiecare om. Domnul dorește să facem din viață o lucrare extraordinară prin gesturile ordinare, prin cele de fiecare zi. Acolo unde trăim, în familie, la locul de muncă, oriunde ne aflăm, suntem chemați să fim mărturisitorii lui Iisus, dăruind chiar și numai lumina unui zâmbet. Pentru că Dumnezeu conduce istoria prin curajul umil al celui care se roagă, iubește și iartă. Atât de mulți sfinți necunoscuți, sfinți de la ușa de alături, mărturisitori nevăzuți ai vieții, schimbă istoria tocmai prin micile lor gesturi de iubire. Un film care a apărut în 2010, Oameni și zei, Des hommes et des dieux, a lui Xavier Beauvois, descrie în imagini și sunet răpirea și asasinarea celor 8 călugări trapiși de la mănăstirea Tibirine din nordul Algeriei din 1996. Sfătuiți de armată să părăsească mănăstirea din cauza amenințărilor și atentatelor violente săvârșite de o grupare teroristă islamică, ei nu doresc să plece, voind să rămână alături de oamenii sărmani ai acelui sat pe care i-au slujit ani de-a rândul. Simbolică și emoționantă este replica unei tinere din acea comunitate, în care călugării erau și medici, și agricultori, și păstori. La vederea unui stol de păsări ce își luau zborul dintr-un copac, această tânără exclamă: păsările suntem noi, oamenii din sat, iar voi, călugării, voi sunteți ramura pe care ne odihnim și găsim siguranța. Iată un gest care întruchipează într-un mod extrem de convingător, deși dramatic, perpetuarea gestului lui Iisus de spălare a picioarelor. Iubiți credincioși, în această seară rememorăm aceste minunate daruri încredințate de Iisus Bisericii. Cel mai bun mod, poate, de a-i mulțumi este să profităm cu adevărat de ele, să le folosim bine, să permitem acestor daruri să răspundă nevoilor noastre cele mai profunde, deschizându-ne curajos inimile în fața lui Hristos, să ne lăsăm pătrunși de iubirea pe care o revarsă Domnul în viața noastră și să-i aducem cea mai frumoasă recunoștință, adorându-L în Euharistie, primind iertarea și milostivirea Sa și slujind pe ceilalți cu energia spirituală de care ne-am făcut părtași. Amin.
Să ne mărturisim acum credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. Pentru noi, sub Ponțiul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cerul și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care la cina cea de taină a instituit misterul ce ne face părtași de moartea și învierea sa, să ne rugăm spunând: Doamne, dă-ne pâinea vieții! Pentru ca episcopii și preoții care prezidează Euharistia, prin atitudinea lor de credință, precum și prin cuvântul lor inspirat de Hristos, să conducă la credință comunitățile încredințate lor, să ne rugăm. Doamne, dă-ne pâinea vieții! Pentru ca Domnul să facă în locurile de misiune ale bisericii să nu lipsească preoți care să ofere pâinea și vinul, și nimeni dintre cei de bunăvoință să nu fie lipsit de posibilitatea întâlnirii cu Hristos, să ne rugăm. Doamne, dă-ne pâinea vieții! Pentru ca în sufletele tuturor oamenilor să se trezească foamea după hrana cerească a cuvântului și a Euharistiei, să ne rugăm. Doamne, dă-ne pâinea vieții! Pentru ca în comunitatea noastră împărtășirea fraternă din pâinea coborâtă din cer să ne ajute, după exemplul lui Hristos, să ne dăruim viața în slujirea celor care ne sunt alături, să ne rugăm. Doamne, dă-ne pâinea vieții! Pentru ca în cât mai mulți tineri să se trezească dorința de a-L urma pe Hristos în sacramentul Sfintei Preoții, să ne rugăm. Doamne, dă-ne pâinea vieții! Dumnezeule veșnic, prin celebrarea morții și învierii Fiului Tău, ne asociezi la jertfa Lui și ne dăruiești viața dumnezeiască. Ascultă rugăciunea bisericii adunate în jurul Sfântului Altar. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos, Domnul nostru. Să fie cu voi și cu tău us inimile. Să-i mulțumim adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, adevăratul și veșnicul preot, a orânduit o jertfă veșnică, oferindu-se pe sine însuși ca victimă pentru mântuirea noastră și poruncindu-ne și nouă să aducem aceeași jertfă în amintirea Lui. Trupul Lui, jertfit pentru noi, când îl mâncăm, ne întărește. Sângele Lui, vărsat pentru noi, când îl bem, ne curăță. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Dominus Deus,
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți ființii prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care i-ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut în această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească,
unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amintindu-ne că prin botez am fost ridicați la demnitatea de copii ai lui Dumnezeu, să spunem acum împreună rugăciunea copiilor lui Dumnezeu, cea mai frumoasă, aceea pe care ne-a învățat-o însuși Iisus, prezent în mijlocul nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
ce Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, dăruiește-ne harul, ca așa cum ne hrănim în viața pământească la cina de taina Fiului Tău, tot astfel să ne învrednicim a fi părtași de ospățul veșnic al împărăției Tale, prin Hristos Domnul nostru. Credincioși, acum, potrivit normelor liturgice din ritul nostru catolic latin, vom muta preasfântul sacrament la altarul lateral, vedeți frumos împodobit, pentru ca acolo să-l putem adora în mod public până la miezul nopții, iar după miezul nopții, în particular, până mâine seară. De aceea vă îndemn, în limita timpului și posibilităților, să treceți pe la biserică, cei care puteți rămâneți în seara aceasta, la adorația aceasta publică, iar cei care nu puteți, măcar mâine, în timpul zilei, să faceți o vizită lui Iisus din taina Sfântului Altar. Altarul de jertfă va fi dezgolit în seara aceasta, crucea mare rămâne acoperită până mâine seară în Vinerea Sfântă, când va fi dezvelită solemn și o vom adora. Și ea va fi în centrul atenției noastre până în noaptea învierii. Celebrarea din această seară se va încheia după mutarea Sfântului Sacrament, retrăgându-ne în tăcere și reculegere, fără binecuvântarea finală și fără trimiterea obișnuită. Programul acestor zile sfinte vă este deja cunoscut. Vă mulțumim pentru participarea la această celebrare sfântă din Joia Mare și vă îndemnăm să găsiți timp pentru adorarea lui Iisus din Sfânta Taină și pentru celebrarea în spirit de credință a acestor trei zile, cele mai sfinte din timpul anului.
Doamne Iisuse Hristoase, care din dragoste către oameni te afli zi și noapte în acest sacrament, așteptând, chemând și primind plin de milostivire și de dragoste pe toți cei care vin să te viziteze, noi credem că Tu ești de față în sacramentul Euharistiei. Ne închinăm Ție, recunoscând adâncul nimicniciei noastre și Îți mulțumim pentru toate harurile primite, mai cu seamă Îți mulțumim că ni Te-ai dăruit în acest sacrament sfânt, că ne-ai dat-o ca mijlocitoare pe Mama Ta preasfântă și că ne-ai chemat să Te vizităm în această catedrală. Ne închinăm astăzi inimii Tale prea iubitoare ca să-Ți mulțumim pentru acest mare dar, apoi ca să ispășim jignirile ce Ți s-au adus în acest sacrament sfânt și ca să-Ți aducem închinare și în acele locuri unde ești mai puțin cinstit sau chiar uitat cu totul în sacramentul Euharistiei. Iisuse, Te iubim din toată inima. Ne pare rău că am mâniat de atâtea ori marea Ta bunătate. Ne hotărâm cu ajutorul Tău să nu Te mai supărăm în viitor. Și acum ne consfințim cu totul Ție, așa sărmani cum suntem. Renunțăm la voința noastră și la tot ce ne aparține și Ți le dăruim. Fă de acum înainte cu noi ceea ce Îți place. Îți cerem și voim numai dragostea Ta sfântă, statornicia în bine până la sfârșit și îndeplinirea desăvârșită a voinței Tale. Ne rugăm și pentru sufletele din purgator, mai ales pentru acelea care au cinstit Sfânta Euharistie și pe Preacurata Fecioară Maria. Adu-ți aminte și de sărmanii păcătoși. Unim, Mântuitorul nostru prea iubit, dorințele noastre cu dorințele inimii Tale prea iubitoare. Și astfel unite le jertfim Tatălui Tău și îl rugăm în numele Tău ca să le primească pentru iubirea ce o poartă față de Tine și să ne asculte rugăciunea. Amin. Tatăl nostru, și mulțumire să fie în orice moment. Doamne Iisuse, Tu ne-ai lăsat în sacramentul minunat al Euharistiei memorialul pătimirii, morții și învierii Tale. Fă-ne, Te rugăm, să cinstim astfel sfântul mister al trupului și sângelui Tău, încât să simțim necontenit în noi roadele răscumpărării Tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Sanctus est pro
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Laudă și mulțumire să fie acum și în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Laudă și mulțumire să fie acum și în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Laudă și mulțumire să fie acum și în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Este joia sfântă. Suntem în grădina Ghețemani. Domnul nostru Iisus Hristos, rugându-se, transpiră sânge. Ne vom ruga primul mister de durere al Sfântului Rozariu. Vom fi împreună cu Măicuța Sfântă la agonia lui Iisus. Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău. Bucură-te, Marie! Domnul este cu tine! Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie! Binecuvântată de rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie! Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei
și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie! Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie! Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie! Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O Iisuse, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Doamne Iisuse, era noapte când ai venit în lume. Era noapte când ai venit în mijlocul nostru. Era noapte în inimile noastre, închise ermetic de egoism, indiferență, răutate și ură. Era noapte, Doamne, pe toate drumurile noastre, drumuri